Domnule prim-ministru, trebuie să organizați alegeri corecte. Dumneavoastră și miniștrii din cabinetul dumneavoastră nu sunteți membrii PSD, dar aveți sub dumneavoastră secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general de ministere, prefecți, reprezentanții guvernului în teritoriu, șefi de deconcentrate care sunt membri ai PSD și care au fost puși în funcții în perioada guvernării PSD. Nu puteți asigura alegeri corecte atât timp cât îi veți menține în funcție pe ei. Vă spun că de la poștaș până la șef de post, de la director de școală până la agent, sanitar veterinar, fac campanie pentru PSD. Șefii de post s-au transformat în agenți electorali, directorii de școală asemenea. Cum vreți să organizați alegeri corecte atâta timp cât oameni care ocupă funcții publice sunt puși de PSD și fac pe față campania pentru PSD și nimeni nu le dă peste degete pentru a-i determina să aplice legea? Nu înțeleg pe cei de la ALDE și pe cei de la UNPR ce le-a luat mințile. Cum își pot imagina ei că pot să câștige alegerile locale într-un tur, într-o singură localitate? Vă spun, domnilor, nu aveți șanse să câștigați în nicio localitate. Pentru că, în conformitate cu legea, așa cum este ea organizată, deja rețelele de cumpărare ale voturilor, rețelele de influențare coercitivă ale voturilor, sunt puse în mișcare de primarii care în marea lor majoritate se comportă ca niște satrapi locali și își bat joc de beneficiarii ajutorului social, își bat joc de toți oamenii care au nevoie la primărie pentru a-i determina să voteze împotriva voinței cu primarii PSD în funcție, număr de aproape 2000. Nu vom avea alegeri locale corecte, domnule prim-ministru,